Părinții vor trebui să-și dea acordul cu privire la testarea anticovid a copiilor în unitățile de învățământ, iar pentru asta va exista un formular special ce va putea fi descărcat de pe site-urile Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății. Conform ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației, în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimțământ informat și semnat de către părinte cu privire la acordul de recoltare al probelor de exudat nazofarincian în vederea testării elevilor simptomatici, aceștia vor putea fi testați într-o primă fază cu teste antigen rapide. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical școlar de la nivelul unității de învățământ vor fi raportate către Direcția de Sănătate Publică în maxim 24 de ore. Dacă părintele nu își exprimă acordul pentru testare, în cazul existenței unor simptome specifice SARS-CoV-2, precum și în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea școlară, aceștia vor lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii pașilor următori. Este vorba despre teste rapide antigen care vor fi folosite în cazul în care se constată că elevii sau profesorii prezintă simptome. Ministrul a spus că vor exista teste antigen rapide la nivelul școlilor care vor fi distribuite de Direcția de Sănătate Publică. O parte dintre aceste teste deja au fost primite de unitățile de învățământ. Copiii care nu vor fi testați de COVID la școală vor sta în izolare acasă 14 zile. Ce părere aveți despre asta? Nu știu dacă e normal. Părinții trebuie să decidă. Eu așa sunt de părere, că părinții trebuie să decidă dacă să fie testați sau să nu fie testați, nu? Da. Și totuși pe partea e bine să fie testați, pentru că să nu se mai îmbolnăvească și alții dacă e, nu? Părerea mea. Dar ca să stea 14, dacă este pozitiv, da? Categoric. Mi se pare corect. Nu ar fi bine. Să 14 zile copilul acasă, nu cred că ar fi bine. Când mai învață el? Când ajunge el mâine? Păi mâine. Azi nu merge, mâine nu merge. Păi mâine ce face? Stau acasă la ei oricum. Așa că de ce să nu stea? E pentru ei. Dacă s-ar îmbolnăvi, ar fi rău, nu? Trebuie să fie de acord și să faci testele și să stii și acasă dacă-s bolnavi, că dacă nu te... Că dacă nu-i îmbolnăvesc și ceilalți copii, e clar că așa ar trebui. N-ai ce să faci, asta e. Părinții care nu își vor da acordul la testarea copiilor în incinta unității de învățământ vor ține obligatoriu copiii acasă 14 zile dacă aceștia vor avea simptome specifice COVID-19. Aceste testări vor fi făcute și de medicii de familie, asistenții medicali și comunitari, care vor fi instruiți în mod special.